Bine ați venit la ședința Consiliului Local, ședința ordinară, din data de 23.11.2022, convocată prin dispoziția primarului numărul 233 din 18.11.2022. Suntem statutari, fiind în prezența majorității consilierilor locali care reprezintă Consiliul Local al Comunului Strugar. O să-i dau cuvântul domnului președinte de ședință, domnul Tăsăluan Constantin, să vă prezint ordinea de zi. Să o supuneți la vot. Dimineața. La proiectul numărul 1, proiect de ordine privind aprobarea de contractul mijloacelor de transport care cadă date din 1 octombrie 2022. 2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2022. 3. Proiect de hotărâre privind implementarea proiectului consilierului local de joacă pentru copiii din satul Stugar, Comuna Stugar, județul Bacău. 4. Hotărârea privind aprobarea strategiei de dezvoltare locale a Comunei Stugar în perioada 2021-2028. 5. Întrebări, întrebări diverse. Domnul primar. Primul punct pe ordinea de zi, la proiectul de hotărâre privind aprobarea de contractul stratific prin mijloace de transport al personalului didactic de la școala din Alea Stugar. La articolul 1 se propune aprobarea de contractul contractului călătorii pentru personalul didactic de la școala din Alea Stugar în 1 octombrie în sumă de 2.136 de lei. Așa cum sunteți obișnuiți, anexat de hotărâre, avem dosarul cu toate cele necesare pentru a fi de contact, fonduri de transport sau alte locuri. Se discuți? Da. Dacă nu sunt discuți, pune la vot. Pentru tot, da? Da. La punctul 2 pe ordinea de zi, proiect de hotărâre privind rectificarea de buget pe 1 octombrie 2022. Așa cum v-am amintit înainte de ședință, s-a făcut totul, având în vedere raportul privind necesitatea rectificării, și apoi, ca și punct de necesitate a fixării salariilor și a facturilor de utilități pe luna decembrie. Necesitatea ridicării numeralului ajutorului de încălzire pentru luna, pentru lunile din sezonul rece, pentru cei care au depus cere până la sfârșitul lunii octombrie. Și mai ales solicitarea pe sume transmise de Ministerul Dezvoltării pentru obiectivele pe care le avem, respectiv restaurare, reparație, consiliu sanitar la școala Petricica Fărâna Strugare. Fix proiectul iurării prevede la articolul 1 pe puncte de capitol la administrație publică locală un plus de 125.000, un minus la titlul 20, la transferul între unități, minus 65. O să le citesc pe cele cu plus, la ordine publică siguranță, plus 11, la învățământ, plus 100, la asistență socială, 365.000, adică 3.600.000, vorba de și de salarii pe asistență socială și de ajutorul de inclusive. Aici vorbim că de banii care sunt necesari pentru plata ajutorului de încălzire pentru toate cele 5 luni. Decembrie, ianuarie, februarie, martie. Noiembrie, decembrie, ianuarie, februarie, martie. Și cam atât. La locuințe, servicii de dezvoltare, asta minus 20. Dar bani în special se duc de plata salariilor și pe ajutor de încălzire. Dacă sunt discuții, îți spune la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Cine? La punctul 3 pe ordinea de zi, proiect de hotărâre privind implementarea proiectului loc de din satul Strugar, Comuna Strugar, de Spatul. I-am dat locație în satul Strugar, Comuna Strugar, pentru beneficiarii, așa cum v-am spus, sunt toți copiii, toți copiii care la ora actuală fac cursurile la școala gimnazială din Strugar, pentru că școala gimnazială este reprezentată și școlile Reșiș și Petricica.
Pe proiectul de ordine de zi se propune implementarea proiectului de joacă pentru copii. La articolul 2 se propune necesitate, oportunitate și potențial economic a proiectului, aici este vorba de indicatorii tehnico-economici prevăzuți în legislul general. Oportunitatea investiției rezultă la punctul 2.2 din faptul că este considerată și de proiectul propus prin fonduri nerambursabile, în cazul gestiunii de depunere de proiecte, măsura 5-6B. Noi le depunem în secțiunea deschisă prin capul Montana. La articolul 2 se propune prevederea cheltuielilor afecte proiectului de bugetul local pentru perioada de realizare a investiției în cazul obținerii finanțării din Programul Național de Dezvoltare Rurală, PNRR, potrivit legii. Autoritățile la punctul 3 se obligă să asigure venitul necesar cu trei cheltuieli de mentenanță a investiției pe o perioadă de minim 5 ani. La articolul 4, numărul locuitorilor și operatorii economici de serviciu proiectul pe caz sunt cuprinse în anexă, care face parte integrată din hotărâri. La punctul 5, reprezentantul legal al comunei, primarul, care este și ordonator principal de credite, va găsi la îndeplinire de agenda hotărâre. Sunt discutii? Nu la văd. Cine este timpul? La punctul 4 este vorba de proiectul de hotărâre prezintă aprobarea strategiei de dezvoltare, așa cum și domnul secretar a precizat. Strategia de dezvoltare a orientat dezvoltarea locală pe perioada 2021-2028. Și de a fundamenta accesul acestei în fondurile structurale și de coeziune. Este vorba de tot ce vin bani de la Uniunea Europeană prin Programul Național de Dezvoltare și Reziliență. La articolul 1 din hotărâre se spune că se aprobă strategia de dezvoltare locală a comunei Strugari pentru perioada 2021-2028, conform anexei care face parte integrantă din textul hotărârii. Primarul comunei, la articolul 2, va asigura ducerea la îndeplinirea recentei hotărâri. Articolul 3, prezenta autorității comunică instituțiilor prefectului, primăriei, se aduce public la cunoștință prin afișare la locuri de publici, de informare publică. Dacă sunt discuții, dacă de aici, domnul dumneavoastră, această strategie este elaborat în 2021, pentru că suntem în 2021 și elaborat în 2021-2028. Care a fost motivul să fie realizat în termen și cât a fost această lucrare? Lucrarea ca și sumă la referit? Da. Ca și sumă, nu știu, până în 20.000 de lei. Problema este că nu am avut aprobat, într-adevăr, strategia de dezvoltare, pentru că încă nu a fost chiar nevoie să o aprobăm, pentru că nu am avut niște proiecte pe fonduri europene de care se depindă, practic, aprobarea. Și vă spun în drept, a fost și o scăpare a noastră, pentru că... Au fost și credată care din șapte, dacă și faptul că am avut proiectul ăsta, este corelat tot ce înseamnă proiectul european PNRR, trebuie să fie corelat cu strategia de dezvoltare. Noi am mers până anul trecut pe cea strategia vechi, până în 2021. Au fost predată tardiv și am spus că dacă tot avem oportunitatea în ședința asta, să o băgăm, să o avem ca document și să o punem la fiecare depunere. Noi în acest document suntem foarte bune și pe plan de dezvoltare și pe planurile. Teorie, nu e altceva. Asta va să facem trebuie, da? Așteptăm, bă. Dar fără asta nu poți să fie proiect, nu poți să faci absolut nimic. Dacă nu este o strategie încheiată și o strategie
strategie aprobată, se merge pe strategie la nivel de județ, la Consiliul Județean sau Prefectură, de acolo obținem o... Din ceea ce am văzut eu aici, strategia asta e făcută pe un număr de 2300 și ceva, 2392 de locuri. Exact, 2376 e recensământul de 2011, care e actual. Abia acum, în decembrie, se centralizează datele recensământului care s-au făcut acum. Undeva va fi publicat în momentul oficial peste vreo 12 luni, cel puțin. Și asta creează pe cifrele recensământului care e valabil. Da. Acum asta se publică. Oricum, noi suntem ca și cifre, domnul secretar vă comunica imediat după recensământ, ca și cifre, ești tot undeva acolo, peste 2200. Acum, așa. Da. Am discutat. Avem un 7% scădere. Dacă nu, eu am rugăminte la dumneavoastră, ați văzut, sunt aici, făcând referire la următorul punct de adeziv. Sunt chemați, să spunem așa, toți cetățenii comunii care dețin proprietăți pe raza comunii pentru cadastru general. Cadastru sistematic. Noi am mai discutat data trecută în ședință și fac un apel la dumneavoastră ca să informați pe toți deținătorii de proprietăți, indiferent că sunt doar pe extravenant sau doar pe intravenant. Sau și. Se vede scurt pe ce mă dintre nu, oameni buni, să mă soară. Noi l-ați informat data trecută și modalitatea care se va face cadastru. Cadastru se începe cu intravenanul și se termină cu extravenanul. Dar documentele pe care se le pun, noi încercăm să facem o bază de date pentru toate categoriile de proprietate. Că e doar pe intravenan, că e doar pe extravenan sau și. Oamenii trebuie să depună toți certific. Așa cum a primit fiecare acasă un bilețel. Certificate de naștere, certificate de căsătorie, buletine. Vin aici, există copii, se face pentru fiecare poziție din, conform nomenclatorului stradal, fiecare poziție, fiecare gospodărie, se face o mapă, da? Se va termina, probabil, la sfârșitul decembrie, poate ianuarie, februarie, continuarea. Rămân dosarele deschise, dar măcar să începem. Completarea dosarelor putem duce și în ianuarie și în februarie, că poate lipsește un document, poate lipsește un atestare civilă. Eu știu, poate nu găsești un document și trebuie să-l reconstituim. Dar ideea este, în perioada asta, măcar pe fiecare număr de la poartă, fiecare număr cadastru, am fi greșit, pe fiecare număr din nomenclatorul stradal, să deschidem poziții. Adică, Lării Teofil Valeriu, la principală 63, să deschid în arhiv aici o poziție și să depună documentele. Ce poate depune? După aceea putem să completăm dosarul. Dar în perioada asta, măcar să începem, să avem pe fiecare număr de la poartă, să avem un buletin, să avem un titlu, să avem ceva. Sunt oameni care vin și zice, păi, dar eu m-am făcut documentația la rastrală, că am cumpărat. Da, dom'le, toți am cumpărat, dar de când am cumpărat și până la momentul de față, am mai ieșit acolo în curte, o anexă, o cutare, o magazie, un garaj. Una la mână. Toate actele de vânzare, cumpărare de mână. Tot ce toate trebuie puse acolo. Pentru că e posibil. Le vom valorifica. Cumva le vom valorifica. Vom face ceva să ajutăm pe oamenii aia. Dacă să putem să-i ajutăm, trebuie să ne depunem documentele alea. Sunt multe hârtii din anii 90. Nu avem cum să știm noi de existența lor. Oamenii le-au acasă. Deci ajungem efectiv la a gândi bucătăria. De lucrurile astea care nu sunt titluri. Acolo sunt prezente. Problema este că sunt cetățeni, am discutat o dată trecută, sunt cetățeni care au făcut cele 90, sunt aprobați prin hotărârea Comisiei Județene 91-92 sau până 2005-2007-2010, că sunt, au fost diverse etape de depunere a cererilor pentru liber fondul funciar, sunt aprobați, adică sunt validați cu suprafețele respective, nu au titlu. Dar documentele, documentațiile care le vor face dumneavoastră pe teren, vor deservi ca și măsurători în facerea, în ticluirea acestui timp. Am fost întrebat de diverse ori de ce nu funcționează la bun sfârșit procesul de retrocedare. Marea problemă pe legea 165-2013 a fost propagată obligativitatea măsurării a unei documentații cadastrale. Oamenii au murit, moștenitorii nu au fost interesați și nu au fost interesați să cheltuie niște bani să-și facă documentația cadastrală. Acum, gratuit,
se va realiza acea documentație cadastrală și putem să valorificăm hotărârile din Comisiei Județene cu măsurătorile aferente, depunem dosarul la prefectură și, bineînțeles, prin numele celui care a făcut cerul, ori pe anexa 2-a, ori pe anexa 3 de fund, e titulat, se vor elibera titlul de proprietate. O să mai rămână, să știți că eu deja am făcut o balanță, avem hotărârile Comisiei Județene de 112 hectare și avem o rezervă de 231, undeva un 90 de hectare o să rămână descoperiți. Dar o să vedem atunci măsură ce facem cu apele, ce cum calculăm. De asta vă spun că e absolut important să fiecare număr de la poartă oamenii să vină. O murit, nu știu, titularul dreptului curării, este un nepot, o nepoartă, o știință. Să se sune, domnule, la casa aia de la Pietrecica, cine stă acolo, cine ar fi moștenit, cine ar fi interesat? Sunați, să vină până la strugar să depună ceva. Ca să nu... Rămân finale și asta foarte bine. Strugarul stă mai puțin bine. De celelalte state nu pot vorbi pentru că când am intrat în... În culegerea dată. În culegerea dată, da. Dar Nadeș a foarte bine. Inițial se fac toate chestiile astea, se adună, se face poziție pentru fiecare, se va călca terenul efectiv după interviu și mai departe, se va călca terenul efectiv cu măsurători. Acolo, la fața locului, se va constata ce și cum. Vă mai dau un real beneficiu al cadastru celălalt. Vedeți ce se întâmplă. Este o asociație care are peste tot. Ne-ar fi nou care cunoaște terenul, e greu să identificăm acum terenul în nebunia aia, da? Dar dacă tu îl identifici și te-ai luat 70 cu identificare certă, ai niște puncte GPS. Orice s-ar întâmpla peste 50 de ani, moștenitorii noștri știu că au 7 coordonate. O puși GPS-ul, doamne, are cu cara. Deci, e un real beneficiu din punctul ăsta de vedere. În tot, oricum am luat o chestie extraordinară la cadastru general. Ne-am întrebat oamenii că ce se întâmplă dacă nu le face pe numele lor. Normal că nu o să fie pe numele lor. Pe intrabilan, fiecare posesor va fi cu documente pe intrabilan, casă, curte, gospodărie și așa mai departe. Pe extrabilan, cărțile funciare se vor face pe numele foștilor proprietari sau actualilor proprietari. A oamenilor din actele de proprietate. Da. Numele din titlul de proprietate sau actele de proprietate. Important este că măsurătorile se vor face gratuit și știți, așa cum am discutat, că rămâne la dispoziție 2 ani de zile după aceea pentru moștenitori, tot gratuit, să facă certificat. Certificatul moștenitor. Ce mai e ăla? Restul, după aceea, partaj și alte lucruri, putem fi la loc. Dar certificatul moștenitor, de la momentul publicării în monitor oficial, moștenitorii pot să realizeze. Acum, bineînțeles, se vadă dacă se înțeleg, notarii publice, o să fie da. Se vor realiza, așa e legea, așa spune, este un protocol încheiat între ANCP și Camera Notarilor Publici, prin care notarii vor face gratuit aceste dezbateri succesorale. Dar trebuie făcut și prin intravenant, ce domnul Marius spune că o să facem și intravenant, dar totul pleacă tot de la voința individuală a cetățeanului. Nu putem noi să-i facem proprietari, trebuie să vină să ne pună hârtiile, trebuie să avem parteneri în dialog. Și o să-i ajutăm fiecare, dar rugămintea noastră la asta o să zic, domnul primar, să vorbiți cu vecinii dumneavoastră, cu oamenii din sat, să înțeleagă că e o prioritate, un lucru în favoarea lor. Așa, s-a întrebat. 50 minute și răpesc, o jumătate zi și răpește din ziua lor. Dau un exemplu, eu am făcut un schimb de terenul cu cineva din Berești. Îl terenul un pic cum a strugat. În extravilan. Da. Deci eu pot să mă duc să fac ceva din mânt, eu ca să duc. Nu, nu, nu. Tu intabulezi suprafața ta pe care o ai tu, el își intabulează suprafața lui. Adică Bereștean intabulează unde ai tu și tu intabulezi unde are el. Și sfatul meu, sfatul meu, constituiți actul de mână. Pentru că în baza actului... Mai acum aș vrea ca să știi, ca să fac măsură de răsă să fii... Nu se poate, deci nu se poate. Acum, în extravilan nu se poate nicio particularul dreptului. În schimb, dacă constituie actul de schimb și actul ăla nu-i contestat, ulterior, publicările în mondul oficial sunt soluții și pe extravilan. Da. Deci trebuie neapărat să constituie actul la deschis, nu rămână la declarații verbale. Da. Prin notificare la oficiul din cadastru. Discutăm atunci, când să ajungem la... O altă problemă care vreau să vă rog, noi am început să facem, eu știu, așa, o selectivitate prin gunoiul și mai ales plasticul și cutiile din aluminiu. Am adunat ceva lunea, miercurea trecută, miercurea care vine, sunt 70 de saci. Să sperăm că miercurea care vine vor fi 100, dar trebuie să, tot la fel, stând de vorbă cu cetățenii, să scoată miercuri dimineață
O dată la două săptămâni, deci miercurea viitoare, miercurea care a trecut am adunat, miercurea care va veni, vom aduna iar... Sacii iar în care sacii iar nu mai luăm sacul și dăm sacul în schimb. Încercăm să facem toată chestia asta, având în vedere că, probabil, pe la anul vom primi pubele. Dar până să primim pubele, vrem să... Și fiecare patru să aibă o țintă de atins. Și țintele sunt progresive, dar în 2022, nu știu cât de la 37%, o să ajungem undeva la 60%. Să fie selectat cu noi. Că nu trebuie să plece de la partea omului, decât selectat. E ușor, nu e greu. Și oricum, asta trebuie să facem mai bine să mai trebuie. Vrem, nu vrem, asta vom ajunge. Și mai bine vorbim prin dialog, să conștientizăm noi, decât să ajungem la răspângere de altă natură. Noi suntem consilieri, avem informația, precum că așa cum prevede legea, trebuie să ne declarăm și fosile septice, care au rămas doar la chestia de diverse fosile septice, pe care atât cele conforme, cât și cele neconforme trebuie să fie declarate de către cetățeni la administrația publică locală. Vă recomand să vă scrieți dacă aveți o fosă septică, respectă conformitatea, să spun așa, cu legea. Trebuie să veniți să vă declarați. Adică dacă aveți o fosă septică făcută în condițiile legii, fără să aibă infiltrații în sol, fără să aibă scurgeri către un emisar, da? Adică vitanjant. Atunci vine cetățeanul respectiv, are acte de fost, vine și să înregistrează la noi. Cei care nu au conform această fosă septică, au obligația și ei să vină să se înscrie într-un registru la nivel de primărie. Deci vor fi două registre, după cum am înțeles eu de la conferința care a avut loc tinerea joia trecută la nivel de prefectură. Și o să fim nevoiți să ne declarăm chiar și acele latrine sau găuri. Pentru că și acele latrine fac dăunează mediului. Să înțeleg, impactul e asupra mediului. Termenul folosit de regitor e adecvat. Fost septice adecvate sau adecvat? Adecvat înseamnă că ai edificat organizațiile construite în baza unui proiect și în baza unor norme legale. Neadecvat înseamnă cum am făcut marea parte a mediului rural, am zăpat un gabă, deci, să fac un gabă, nu mai au de unde lua bani și trebuie să iei tot. Nu, este foarte important să declarați, pentru că dacă nu declarați, se dă sub sancțiuni. Dar eu dacă am un teren, să vă duc pe terenul meu și am mai cu tine. N-ai voie. Păi asta înseamnă impact asupra mediului. Nu mai au de unde lua bani, trebuie să spună de undeva, deci nu moare pe cineva. Domn Vasile, da. Deci, la nivel de recomandarea noastră să vedeți declarații. Eu vă dau exemplu. Eu mi-am declarat. Voi faceți cum credeți. Eu vă recomand să o declarați. Că e adecvată sau nu e adecvată. Deci dumneavoastră v-ați declarat chiar fără autorizație. Chiar așa. Cu metri cub care știu eu. Da. Urmează să cheie un contract cu o firmă autorizată. Să-mi iei 5 din luat acolo. Spuneau cei care nu au conform sau care nu au, vor fi ajutați. Da. Asta nu ajută. Vor fi monitorizați. Ajutați în secretul. Îi va da o societate în care se încheie acel contract. Vor fi monitorizați ca să vă duceți la îndeplinire așa cum prevede legea mediului. Consiliul ăsta aici. Toți proprietarii din comuna Slugari. Toată lumea. Toată lumea. Paletă convențională. Aș merge prima dată cu cei care au un sistem de canalizare individual. Pe toți ne-am spus. Sunt două registri. Într-un registru se înregistrează cei conform și într-un registru toată lumea care e conform. Adică în comuna Slugari toată lumea care e conform. Pentru că nu avem autorizație construit nimeni. Nici chiar că am casat nou, nu am autorizat fosa, nu? Corect.
Înțelegeți? Și cred că nimeni nu are autorizație pe fost. Aveți pentru împrejmuire, aveți pentru mansard, aveți pentru casă, aveți pentru tot altceva. Dar n-ați prins în acolo? Trebuie să avem în revedere. Voi sunt chimicalele acum? Deci statul vostru este să desiminați informația asta, să o dați către cetățeni să vină să vină clar. Pentru că amenziile sunt mari și o să vină și amenzi. Dar câte lume credeți că din comuna are fosă? Dar nu că la primară a fost foarte explicit, a zis însuși și la frigere, însuși. Adică oricine, nu văd la frigere, da, eu atât am văzut. Ce să discutăm? Nevoile fiziologice le trebuie să se scăpa undeva, nu? Ce lucru trebuie să cum a zis Daniel, poate votrimul va fi un program național, se va putea să realizeze un sistem de astea de canal, de canalizare, o să vină canalizarea asta foarte bună. Ce se întâmplă, de exemplu, cu școala, blocul care merge, adică... Școala s-a declarat cu fosă, cu primărie declarată cu fosă, adică acolo... Neautorizată, dar suntem declarați în registru. Dacă vă arată, păi nu suntem... Poți să vin în mediu, să transpate, o să facă. Chiar asta n-am zis, mai bine. Avem contract cu firmul care să ai de la... Păi asta să la școală sau la primărie, nu te știe. Ai să discați, Viorel, când vine cu așa da, problema este că noi vă aducem la cunoștință, mai puțin. Noi vă aducem la cunoștință, a pus prezentul tot în pont în teleconferință. Domnule, care sunt pașii următori, da? Pasul următor este ca să ne punem la adăpost, la adăpost. Să ne punem în pas cu precedentele legale, ca să, ne, să nu poluăm mediul. S-a pus marea problemă pentru marile aglomerări de peste 10.000 de locuitori, unde deja, la nivel din Comisiei Europene, suntem în stadiul de incendiu pentru ei. Adică, și normal, pot să vină și peste micile aglomerări, adică micile aglomerări, dar 2000 de... O să urmăm și noi, locuitorii sus. La o treabă de altă, poate să facă ei canalizare, trece de la canalizare. Da, domnule, așa este. Așa. Deocamdată este obligat să fie la Onești, de exemplu, s-a pus problema. Da, ei vezi că ei începe lucrările nu le mai termină. Care nu sunt raportate, ce fac? Noi nu facem decât să facem la cunoștință. Voi fiecare reacționați în funcție de cum discerniți fiecare. Dar totuși, secretar, treaba asta trebuie o leacă discutat și mai înainte, când dumneavoastră ați avut acces la această informație. Nu a avut nimeni acces la această informație. Este un act normativ, dar a fost obligat în mai. Așa, nu a fost obligat până acum. Noi din deci, dacă e în linie... Dacă era canalizare, putea să ne impui treaba asta, dar așa nu este canalizare ce fac. Dacă publicările și normele nu se atunci. Da, ați fost mai la curent cu tot ce înseamnă treaba asta. Și noi am fost tot să discutăm. Nu poți face discuții înainte, fără să vezi un normă de aplicare. Cum aplici? Deși statul român trebuia să asigure. Adică asta, canalizare, așa, putea asigure o bază de materie de canalizare și asta și în momentul la ce omului ca să... Dar așa tu... Și să-i împui niște... Să-i împui niște norme și să-i împui niște norme. Și europeană, nu e de discutat. Se numește acum comunitar, face parte din Europeană și trebuie să ne așeze o lume la lege. Da, facem parte din Uniunea Europeană. Dar noi nici Bucureștiu au cartierele alea construite. Eu zic tot ce au... Noi suntem exact ca boi. Cine spune aia de sus, noi tragem sub dăvânăi. Adică exact ca... Mi-e frică mai tare ca pe timpul lui Ceaușescu. Am ajuns, le fie frică noi de noi. Dar asta nu se poate, nu se poate treaba. Bun, dar nu mai sunt la discuție. Alte discuții mai sunt? Strategia. Mulțumim de parte, v-aș avea diversii, v-aș avea domnule primar, ca să aveți întâlniri, urmează sărbătorii de Crăciun. Și sperăm că anul ăsta, fiind numai timp pandemie, să asigurați niște pachetele pentru copiii care sunt sălaterale din urmă, adresa să reluăm activitatea de acest lucru. Am luat ca prima să fac pachetele în de salarii. Am vrut să facă bugetul de la începutul anului. Nu sunt bani.
Acum, nu sunt bani. Dar poate coaliția va Noi anul trecut am beneficiat... Cel mai bun e partid la guvernare, știi să anul trecut am beneficiat un sprijin din partea unui ONG. Suntem în discuții, dar până la ședința de luna viitoare, care sperăm să fie în jur de data de 15, atunci acum un lucru. Dacă sunt bani, o să facem un proiect de hotărâre și o să spunem o sumă acolo pentru organizarea sărbătorilor de iarnă. Primarul se decide în funcție de... Noi o să decidem în funcție de fiecare. Nu, dar proiectul de hotărâre e puțin acolo. Cu societatea asta care execută canalizarea. Îi s-au luat capăt acum. Formați un grup de consilier, veniți într-o zi de lucru la primărie, luăm contractul și găsim de comun acord, consiliați poate din alt jurist, să găsim o soluție cum putem să-i notificăm, să respecte fazele de execuție din alt contract. Adică nu mi se pare să apuce și de aici, și de acolo, ei se apucă de peste tot, nu duc nimica concret la bursă și la organizație. Dar banii nu ies că s-ar fi de către... Și eu îmi manifest o freagă disponibilitate de a... pune mintea la contribuții, spre ei nu putem să-i notificăm. E o problemă, pentru că e o problemă, adică niciun. La cetățuia privind canalizarea, nu mai au decât de săpat acolo la Hanganu. Hanganu care, în urma studiilor care au făcut geologii, n-ar putea să mai facă săpătură, pentru că se pune în pericol casa dânsului, că are de săpat la 6 metri de adânc. Și s-a venit proiectantul, s-a luat hotărârea ca să facă o pompă de nivel, de repompare. Ca să ducem, am încercat să mergem prin grădină, dar nu nici acolo nu a fost cu aprobarea proprietarului, dar nici acolo nu se găsește o soluție bună, este o alunecare. Și se merge o stație de repompare. La Năsuiești, unde iar s-a întrerupt acolo, de la Crețu și până... Adică aceeași poveste e de legătură. Nu o cădere și nu realizează diferența de nivel pentru a putea să... Să fie mă cădere. Natural sau... Adâncimea de săpat, ca să fie scurgere, să aibă pantă de scurție, la 6 metri. Deci terenul, profilul terenului nu permite... Ați înțeles, 6 metri de diferență. Nu știu dacă ați văzut stația. Puterea de ei se duce aici. De ei se duce aici. Dar societatea asta, când a studiat proiectul, nu văzut situațiile astea în teren. Au dat soluția alternativă. Sunt, da, nu. Desăpături, dar sunt și neprevăzute. Adică nu poți să prevezi ce este deasupra, că de sub, efectiv, pământul e foarte scocinos, adică sunt și cazuri specifice de la... Nu prezintă garanție la săpare. Da. Dar, se vor pune stații de... De asta ne-am mutat în partea cealaltă ca să fac... Era asta o puntată, dacă am început într-un loc, aș termină într-un loc. Adică atunci ai pus să știm că am terminat în sărbată, cu toată, cu oaia. Adică atunci ce se întâmplă, societatea asta va lucra acolo unde este foarte ușor, va lăsa punctele, va încasa bănuții până la anumite timp, 80-90% așa, și va rămâne acel 5% care nu, pur și simplu nu va fi dat niciodată spre folosință. Dar nu poate face recepție dacă nu se realizează ca foarte eu să încerci să încaseze bani cât se poate din unii spectrul ăsta. Și acum, nu e o problemă, trebuie să știți că de unde s-a început și să vine la bani, atâta va fi canalizarea, nu va fi și pe uleții unii pot fi dusi și apa. Aici e iar o problemă, pentru că nu sunt bani suficienti. Și vă spun treaba asta, adică nu sunt din nou că sunt de noastră Gariu, aici, centru, că o să vină asfaltarea prin Angel Salini. Da. Și bănuiesc o să plece de la drumul Echitișului până la... Nu. No? Pe Angel Salini, prevăzut de acolo. De asta ne-am oprit cumva. Ca să nu fie pe timp de iarnă de lucrat aici. Asta va fi la de da. Eu am zis că aici ține cont de drumul județean să se facă la poliția aia, dacă nu am înțeles. Bine, hai să simt, din partea mea, după cea mai important, dacă... Da.
cam atât. Mulțumim pentru vizionare.